Vă rog să mă scuzați, timpul meu de vorbire a trecut, l-am pierdut, am avut un accident. Deci nu o să spun nici pe departe ce aș fi vrut să spun dacă eram aici. Aș vrea însă să spun cât de mândră sunt, ca să spun așa, pentru limba română, că și Cartea Neagră a Comunismului și această istorie a comunismului apar în prima limbă străină în care sunt traduse, este limba română. E posibil ca acest lucru să se întâmple, să se fi întâmplat, nu numai pentru că există memorialul care a fost implicat mai mult în prima, mai puțin în a doua, dar mai ales pentru că și Terry Bolton și Stefan Courtois fac parte din familia memorialului și fiind de 20 de ani și succesele lui le simt efectiv ca niște succese și ale memorialului și chiar și ale mele personale, dar ceea ce mi se pare mai important și mai puțin de mândrie este că probabil acest lucru se întâmplă și pentru că noi am rămas mai sensibili la ideile comunismului pentru că ele continuă să aibă efecte în România. Deci suntem încărăniți, deci reacționăm mult mai stringent. Aș vrea să spun o singură idee din cele pe care voiam să le spun. Nu, două. Prima este aceea că Terry Bolton se subliniază că nu este istoric. Evident, este și istoric, dar e adevărat că este în primul rând scriitor și mi se pare extrem de important că această primă istorie a comunismului este scrisă de un scriitor, pentru că ea nu este o culegere de date, ea nu este o înșiruire de liste, de ani, de nume de victime. Este mult mai mult decât atât, este un eseu despre cum se leagă lucrurile între ele. Cum se explică ceea ce a fost, de ce a fost, cum a fost. De exemplu, una dintre ideile extrem de interesante mi se pare aceea în care el consideră trei mari departamente ale istoriei recente în lume. Fascismul, care avea ca obiectiv statul, creierea puterii statului. Nazismul, care avea ca idee centrală rasa, și comunismul, care avea clasa. Iar Terry Bolton explică într-un mod magistral cât de mare a fost răspândirea și cât de mare a fost forța comunismului în comparație cu celelalte, întrebându-se chiar la un moment dat în ce măsură este posibil ca această forță să scadă în pofida tuturor crimelor pe care le are pe conștiință. E bine, vreau să vă spun că eu cred și asta poate să fie o temă de discuție, că forța universală a comunismului s-a bazat și pe cele două, paradoxal, pe cele 20 de secole de creștinism dinainte. Omenirea, sufletul omenesc era pregătit pentru a fi alături de cei slabi, a fi alături de cei săraci. Deosebirea esențială a fost că doar că Iisus spunea, cerea să întorci celălalt obraz, iar comunismul a avut ca armă crima. În orice caz, aș vrea să închei spunându-vă că am fost de-a dreptul emoționată când am citit prima oară, când a apărut anul trecut cartea, acest prim titlu din volumul 1 în care Terry spune se poate și mai rău. Asta era una din obsesiile mele în timpul lui Ceaușescu și din nefericire continuă așa acum. Lumea spunea atunci, foarte mult spuneau,
să fie rău, să fie cât de rău se poate ca să termine. Și eu spuneam întotdeauna, rău nu are limite, nu se termină niciodată, întotdeauna se poate și mai rău. Faptul că autorul istoriei mondiale, aceste istorii mondiale a comunismului, are ca prima concluzie faptul că se poate întotdeauna și mai rău și, în mod evident, s-a putut și mai rău pe parcursul evoluției comunismului, ne face, sper, nu să intrăm în depresie, ci să înțelegem că trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru ceea ce urmează. Vă mulțumesc!